Silviu Fire și o arde ca Nikita. Pe fix aceleași argumente cretine pe care le dă Nikita și pe care le-am dibancuit deja de vreo 15 ori în diverse situații, dar le mai fac o dată și pentru Silviu Fire, cu dedicație specială pentru Silviu Fire. Iată de Păi de ce aproape. ar fi așa? Că asta crezi tu că ești din Occident, dar, mă rog, din ce înseamnă Occidentul pentru De ce vorbește de China aici, ca să știți? tine? El de ce ar crede același lucru ca tine? Adică de ce ar fi convins de asta? What? What? 2000 și ceva de ani. La fel, în spațiul rusesc, în Federația Ce, Rusă. adică cum ai, oricum, cum ai putea să convingi când literalmente cetățeanul chinez average trăiește oricum mai bine decât trăim noi aici, deja de 10 ani? Ia uzi. De unde știi Silviu Fire? Pe ce te bazezi când zici chestia asta? Pe ce statistici te bazezi? Pe ce indicatori te bazezi? Hai să ne uităm așa. Quality of Life Index 2022. By country, da? Hai, deci calitatea vieții. Te azi vedem. România, loc 42, da? China, loc 67. Deci, nu trăiesc mai bine, dracu, decât noi. Cum ai putea să-l convingi de chestia asta? Ca să nu Noțu? zic că dacă stai într-un centru economic care e foarte globalizat, trăiești chiar mai bine decât în țările din Europa de Vest. În care centru care este globalizat trăiești mai bine decât în Europa de Vest? Compari, nu știu, Beijingul cu, nu știu, cel mai sărac sat din Germania, atunci da. Compară un centru globalizat din China cu un centru globalizat din Europa de Vest sau din America. Nu trăiești mai bine. Beijingul, că am avut o discuție în comentarii cu un fan al Chinei zilele trecute și am ajuns la discuția de PIB pe cap de locuitor. Păi PIB pe cap de locuitor, Beijingul are cât are Bucureștiu. Bine, Beijingul fiind 20 ceva de milioane, Bucureștiul fiind 2 milioane sau cât are. Bă, nu trăiești mai bine. Nu trăiești mai bine într-un centru de la global. Știi cum trăiești mai bine într-un centru de la globalizat? Că eu știu de unde au ei informațiile astea. Au informațiile astea la tot felul de expați care se duc acolo, prin centrele astea globalizate, unde sunt niște bule și ei trăiesc de fapt în niște bule, în interiorul unor bule, da? Deci centru globalizat în China, orașul mare, este o bulă în sine. În interiorul acelei bule există bula expaților. Oamenii care se duc, străinii care se duc în China, nu trăiesc așa cum trăiesc chinezii de rând, da? Nu sunt supuși același control la care sunt supuși chinezii de rând, nu au restricțiile pe care le au chinezii de rând, au salarii de-alea mari de corporație, că de-aia vin mulți dintre ei sau sunt profesori de engleză și au salarii decente, li se permit mult mai multe lucruri decât li se permit chinezilor de rând în China, expaților, da? Străinilor. Din diverse motive, că vor chinezii să uite, să-i facem pe ăștia să le placă la noi, să zică de bine de noi. Boss, oamenii trăiesc în medie mai prost decât în România, în China. Termină cu prostiile, Silviu Fire. Cum ai vrea să-l convingi? Prin cuvintele tale care nu au sens, sau cum vrei să-l convingi exact? Pe care noi le vehiculăm ca fiind normative, imperativ. Și din nou, China nu e economie comunistă, nu, este economie fascistă. Poți să dai argumente la cum cetățeanul chinez trăiește mai bine ca un român? Sigur că da, în China Ia nu mai uzi. este sărăcie sub... nu mai e... Oh, a dat-o pe aia, argumentul suprem, ia. Deci da, a scăzut Asta o sărăcia, dată și a doua oară, da, dacă... a scăzut sărăcia extremă în China foarte mult, da, corect, da, a scăzut, era cazul să scadă și în China sărăcia extremă, da. Pentru că sărăcia extremă e aia, 1,9 dolari pe zi pe cap de locuitor, raportat la puterea de cumpărare, da, din nou, întotdeauna țin că este raportat la puterea de cumpărare. Și puterea de cumpărare, indicatorul la PPP, ține cont de un coș de consum în care intră și chirii și sănătate și mai multe cheltuieli de sănătate și mai departe. Dar de la asta, că au scos din sărăcie extremă, nu știu câte milioane, bine, fiind și foarte mulți, până la a spune că se trăiește mai bine decât în România, e o distanță. Nu se trăiește mai bine decât în România. La evoluția tehnologică a Chinei în ultimii 25 de ani, oamenii și-au făcut high speed rail network de 15 triliarde de ori mai performante decât tot vestul în 10 ani. Vestul are transport aerian. Vestul a mizat pe transport aerian. Când stai, dracu, în Statele Unite ale Americii și vrei să te duci din California în, nu știu, Vermont, nu ai ce să faci cu trenul de high speed, pentru că e prea departe. E prea departe, trebuie să te duci cu avion. De-aia, vestul și-a făcut mega infrastructură de avioane, aeroporturi, mult peste China. Pe statistici trăiesc mai bine. Nu ai Pe de... statistici nu trăiesc mai bine. Pe ce statistici trăiesc mai bine, Silviu Fire? Că până acum n-ai dat nicio statistică, în afară de, n-ai zis de aia, de Banca Mondială. Și o să ne uităm și la statistica aia a 10.000-a oară, că ne-am mai uitat. Dar pentru comuniști ne mai uităm încă o dată. Toate cu China deloc, e vrăjeală, da, ok, bine, e minciună. Tradiție patrimonialistă, ce înseamnă asta?
că țarul este proprietarul nu doar al terenului. Eu nu sunt fan statul chinez în caz că vi se pare chestia asta, dar literalmente that's. O să dau argumente pentru ce vrei, nu trebuie să-mi dai argumente, du-te și deși uite-te la statistici pe internet, chiar trebuie să-mi dai mie argumente, că nici eu n-am alte argumente decât statisticile. Ce statistici ai tu, Silviu Fire? Statisticile, care statistici? GDP pe capita în România este mai mare cu 20% decât în China. E rușine. Nu mi se pare... Nu-mi place China, dar mi se pare ok. Nu. Vrei să negi realitatea că din 2010 până în 2020 s-a eradicat sărăcia în China? S-a eradicat sărăcia. Sărăcia extremă. Hai, Silviu Fire, să-ți arăt cum ar trebui să te uiți pe un grafic, să te învăț. Că tu ești publicitar, tu știi cu publicitatea, cu astea, cu streamurile, cu ce știi tu. Hai să te învăț să te uiți pe un grafic și să-ți explic și ce înseamnă chestia la care te uiți tu cu sărăcia care se duce în jos. Și ajunge aici la 2019, ajunge la 0,1% sărăcie extremă, da? 1,9% pe zi, 2011 PPP, da? Adică putere de cumpărare. Hai să mai punem și niște state, dar spunem și niște alte state. United States. Ia uite-l. Ăsta e flatline de nu știu cât timp. Dar aici aveți, vorbim de procente de astea, 0,1%, 1%, adică vorbim de bottom of the bottom, adică de aia cei mai 1%, cei mai săraci oameni care trăiesc sub 1,9 pe zi și în China și în America, adică într-adevăr. America, uite, spre exemplu, America dacă ar face un mini efort, ar putea să ducă. Nici măcar nu știu dacă ar fi un efort. Da? Ar putea să ducă de unde e ea la 1%. Acum ar putea să o ducă lejer la 0%. Lejer. Hai să mai aducem o țară tot. România. Hai să ne uităm și la noi. Uite, noi cum suntem. Noi cum stăm? China, România. România, United States. România 2%. Deci vorbim aici despre 1-2% din populație. Da? 0,1 și 2, respectiv 2% din populație. Deci discutăm despre un procent foarte mic din populație. Dar nu asta înseamnă, nu doar asta înseamnă sărăcie. Da? Când zice că au eradicat sărăcia, asta este sărăcia extremă. Da? Sărăcia aia de au 1-2% din oameni, inclusiv în România, da? Că ei zic, știi cum compară comuniștii? Ei zic, uite, China a eradicat sărăcia, dar România sărăcia este mult mai mare, pentru că România, ei când se uită când vorbesc de România, vorbesc de un alt standard, vorbesc despre standardul țărilor high income, da? Ăsta este standardul pentru țările low income, care China nici nu mai e low income, dar asta e altă discuție. Ia uite aici, $5,5 pe zi, ia hai să scoatem aici, să scoatem România și Statele Unite și le punem după aia. Ia uite China, deci fii atent, sub $5,5 pe zi. $5,5 pe zi, tot sărachiști. Dacă câștigi sub $5,5 pe zi, da, tot sărachiști. Nu poți să-mi zici că nu ești sărac, da? Ia, au eradicat-o, 16%. Hai să vedem. United States. Hopa! 2%. Ia, Romania. România 9%, China 16%. Cum îmi zici, boss, că se trăiește? Vrei să-ți arăt și Gini Index, cum inegalitățile sunt mai mari în China decât în România? Nu-l mai arăt și pe ăla, că deja... Uite, și România, mă rog, am avut aici criza, ne-am dus dracu și acum după aia am continuat și noi scăderea. America, mă rog, flatline de mulți ani încoace. Dar sărăcia în momentul de față în China este mai mare procentual din populație decât în România. Despre ce căcat vorbim aici? Ce prezinți tu aici, preluat pe filiera comuniștilor tăi, din comunitatea lui Nikita Liga, e o prostie. Deci revino-ți, Silviu Fire. Mai uită-te și pe prin alte surse, nu mai sta tu în bula ta de comuniști, de unde ții tu statisticile pe care vor ei să ți le arate. Negalitate e de la World Bank. Nu știu ce interes ar avea, ba din de la World Bank v-am arătat și eu, da? Până acum. Pentru că nu cred că avea niciun interes de World Bank să susține China. Asta vrei să fac? Ăsta e exact argumentul lui Nikita Liga. Cu ce interes ar avea World Bank să susțină China? Nu are niciun interes să susțină China, evident. World Bank nu are absolut niciun interes să nimic, doar că tu nu știi să uiți pe graficii și nu înțelegi ce sunt graficile alea și cum le compari cu altceva. Ignori realitatea? China bad. Minte despre China dacă ești un român adevărat. Minte! Nu accepta realitatea din fața ochilor și din fața statisticilor de peste tot. Minte! Minte pe internet ca nu cumva să creadă vreun ratat de aici din chat că ești maoist. Minte pe internet! Asta mă enervează, men, că sunteți, adică că e spălarea asta pe creier vestică pe care are și Mihail Neamțu. Ce-ar fi, Silviu Fire, să nu mai vrei tu să înlocuiești o spălare pe creier cu o altă spălare pe creier, da? Nu poți, chiar dacă, adică poți să nu fii de acord cu statul chinez, poți să nu fii de acord. Ce-ar fi să nu ne mai arăți statisticile cum China a redus din sărăcia extremă
spunându-ne că asta înseamnă că în China se trăiește mai bine decât în România. Pentru că nu e cazul. Pentru că e factual greșit. Factual greșit pe statistici. Tocmai ți l-am arătat. Și eu chiar ți-am arătat statistici. Tu mi-ai arătat un singur grafic care nu spune absolut deloc ceea ce spui tu în concluzie. Da? Din premizele tale, graficul ăla, cum au redus sărăcia, nu rezultă că se trăiește mai bine decât în România, Silviu Fire. De acord cu modul de funcționare, poți să nu fii de acord cu nimic, basically, dar să negi realitatea, coaie, să crezi că așa ți s-a zis ție în filmul Marvel, că n-are cum, n-are cum, n-are cum, realitatea e alta. Minte, Banca Mondială minte. Nu, Banca Mondială nu minte, Silviu Fire, în schimb, minte. De ce minte? Pentru că se inspiră de la niște comuniști trepanați din comunitatea lui. Banca Mondială, această instituție profund vestică și capitalistă, minte în legătură cu China. Au ei un interes acolo. Păi au câteva centre unde sunt bani, la greu, în rest e dezastru, da? Da? Ia zi-mi, în România, de exemplu, nu există exact aceleași centre care sunt bogate economic și în rest e dezastru? Da? Ba da, dar eu, uite, tocmai ți-am arătat statistica de condiții de viață medii. Vrei să-ți mai arăt? Ți-am arătat sărăcia procentuală. Pentru că trebuie să-l arăți comparativ. Tu nu poți să-mi arăți doar graficul cu China și să zici, uite ce bine e în China. Arată-mi și graficul cu România, arată-mi și graficul cu alte țări, arată-mi și alte grafice, că doar din sărăcia absolută, sărăcia extremă, nu poți să tragi concluzia cum se trăiește într-o țară comparativ cu alta. A, dacă vedeți sărăcie extremă în România 30%, aia sub 1,9 dolari pe zi, vedeai 30% în România și în China 0,1%, atunci da, ok, puteți să tragi concluzia asta, puteți să zici, da, frate, adică cam care sunt șansele, știi, să se trăiască mai bine în România cu sărăcie extremă 30%. Doar că nu e așa. Dacă te uiți în orice altă țară, nu există cumva câteva centre economice și în rest e dezastru? Dacă te uiți în SUA, de exemplu, nu ai zice că există câteva centre economice și în rest e dezastru? Pe de altă parte, dezvoltarea urbană din marile orașe chineze este foarte mare și destul de adusă la zi, dar, din nou, nu este meritul comunismului, ci al capitalismului cu comerțul și afacerile occidentale. Da, foarte mare măsură. Deci, capitalul străin, pe lângă că e, nu știu, un trilion și ceva valoarea lui în momentul de față în China, reprezintă, conform cu Wikipedia, cum am uitat zilele trecute, reprezintă o treime din PIB-ul Chinei, este pe bază de investiții străine, da, deci capital străin, și 25% dintre joburile din China sunt... Există pentru că capital străin. Deci, da, capitalismul joacă un rol extraordinar de mare în dezvoltarea Chinei. Foarte interesant. Creierul meu este gigantic. Familia mandat al său. Iată imaginea cu Gerhard Schröder, Jacques Chirac. Țara care a produs pentru 50 de ani toate bunurile din lume are bani? Poate, absolut toate bunurile din lume le-a produs. Uite-l și pe ăsta. Mă scuzi, dar nu a existat niciodată child labor în România în secolul 21. În China nu știu ce să zic. Păi dacă nu știu să zici, du-te și cauți. Dacă tu crezi că copiii de la țară nu muncesc de la 7 ani pe câmp și pe unde mai prind. Acum da, așa, există problema în sweatshop-urilor. Dar acolo mi se pare că poți să pui și altcumva. Cine plătește sweatshop-urile alea? Da, Silviu Fire, tu când zici că oamenii de acolo din China trăiesc mult mai bine decât românii, ești la curent că, spre exemplu, angajații au mult mai puține drepturi decât în România, angajați în China sau decât în vest? Da? Ești la curent cu asta, nu? Ești la curent că dacă vor, de exemplu, la noi, noi plângem că nu se pot sindicaliza angajații la noi, da? Noi, mă rog, oamenii care plâng de chestia asta. În China, dacă vrei să te sindicalizezi pe bune, te saltă cu duba. Este un stat super mega represiv și opresiv. Pentru cine produc sweatshop-urile alea? Chiar am impresia că pentru iPhone, pentru Nike, nu? Adică, da, sure, sweatshop-urile sunt o problemă oribilă pe care o au toate țările din Asia de Sud-Est. Cine produce acolo exact? Nu tot tu care ții iPhone? Este adevărat, dar prin ce sărăcie a trecut acel popor, ai de pâlămă și câtă exploatare și sclavie a fost până de curând. La fel cum a fost și la noi și încă este. Dar când zici că China a produs toate bunurile pentru toată lumea, pentru cine l-a produs, de fapt? Nu l-a produs tot pentru corporațiile alea? Adică, iarăși, dublu standard. Când e un exemplu care îți convine ție, child labor e pentru corporații. Dar când e vorba despre produsul de bunuri, păi ce l-a produs China? Păi nu tot corporațiile? Atunci l-a produs China. Când e vorba de condiții de muncă proaste pentru oameni, corporațiile sunt de vină. Dacă s-au produs lucruri, bunuri, China l-a produs. Că băi, emană un bias extraordinar. El încearcă să zică, băi, mie nu-mi place de China, nu-mi place sistemul chinez, dar l-apără... Mi se pare că ești mult mai pregătit pe arătat argumentele comuniștilor care, de fapt,
sunt mai degrabă fasciști, pe care îi promovezi tu, gen Nichita Liga. Tu pentru cine crezi că lucrezi? Că nu crezi la Mega? Crezi că lucrezi pentru România? Tu pentru niște vestici lucrezi? Da-mi... Păi și chinezul care produce bunuri lucrează pentru China sau nu lucrezi tu pentru vestici? Când produce lucruri care se duc în vest, lucrând la o corporație vestică? Efectiv, noi sunt oameni efectiv care nu au fost la țară în viața lor. Deci vezi cum muncesc copiii, pe câmp sau la animale sau la p***a mea. Problema știi care e? Că ce zici tu sunt chestii pseudo-auzite în mare, da? Ăla, statistica de la World Bank e pseudo-auzită în mare? Statistica de la World Bank nu zice că în România se trăiește mai prost decât în China sau că în China se trăiește mai bine decât în România. Cum să te uiți pe o statistică, pe un grafic și să tragi o concluzie care nu are legătură cu graficul ăla? Nu le avem. Are informații pe care noi nu le avem. El vede după, cum ai zis? Copertină. De după copertină. Și că trolează cu aia. Uită-te după copertină ca să vezi că au probleme nasoale. Continuă să nu zică ce probleme nasoale au. Deci asta cu au fost scoși din sărăcie e o glumă proastă. Banca Mondială, cine te plăte? Banca Mondială ia bani de la Xi Jinping. Plus 5 social credit score la Banca Mondială ca să mintă. Minte, bancă! Uite, deci vezi, începe, deci face Caterinca de omul ăla, care, mă rog, nici el n-a, omul ăla n-a adus argumente, a zis, au probleme nasoale, la la la, dar n-a venit cu ceva palpabil, nu i-a prezentat o statistică, nu i-a arătat ceva, dar FIRE se bazează fix pe ceva care nu are nicio legătură cu concluzia la care a ajuns. Îți dai seama că ai o fractură logică cât casa? De nici nu-mi vine să fiu, să fac Caterinca, să râd. Are dracu 20.000 de viewers, de nu știu, în câteva ori a făcut 20.000 de views pe mizeria asta, bătându-și joc, fără argumente, de cineva care într-adevăr nu avea argumente, dar el cu niște argumente cretine pentru subiectul pe care îl discuta, simte el că are avantajul, nu știu, intelectual și își bate joc de omul din chat. Banca Mondială, minte. Toate căile alea de înaltă viteză sunt CGI. Am văzut eu. Păi România n-a zis că a scos țara din sărăcie așa cum susții tu de China. Păi da, pentru că încă sunt săraci. Tocmai v-am arătat graficele. Ce înseamnă să ingerezi propagandă comunistă fără să o treci prin niciun filtru? Pentru că încă... Așa, ajungi ca FIRE. Ingerezi propagandă comunistă fără să treci prin niciun filtru și ajungi Silviu FIRE. Sunt mai sărac ca China, da. Your average Romanian este mai sărac. Păi arată-ne... Your average Romanian, arată-ne, prietene. Your average Romanian este mai sărac. Ia arată-ne. Arată-ne cum este your average Romanian mai sărac. GDP. Ah, deci nu ți-a convenit cu eradicarea sărăciei. Trebuie să arăt GDP-ul unei țări de 15 milioane de oameni din Europa, comparat cu o țară de 1,5 sau cred că mai sunt acum de miliarde de oameni din Estul Asiei. Îmi place că acești oameni... Ăsta a botat pe după Liga, că râd la fel. Oamenii e clar că șoard în aceleași cercuri. Șoard clar în aceleași cercuri și își asumă punctele unul altuia. Pe partea economică, FIRE ale lui descreieratul de Liga. Oameni care sunt foarte deștepți acești oameni.